Păi, în situații de genul acesta nu ne rămâne decât să ne relocăm. Să căutăm variante, să plecăm din Ploiești, să mergem în alte localități sau în altă localitate unde există o sală pe care să putem să o folosim, pentru că una este să te antrenezi în sala de la Tel George și jocurile oficiale să le joci în sala Olimpia sau invers. Adică este normal ca jocurile care le pregătești să le pregătești în sala în care găzduiești competiția. Care a fost justificarea domnului director de la CSM Ploiești că nu se poate închiria sala Olimpia? Păi, din răspunsul transmis de domnia sa, ne-a comunicat cum că sunt programate antrenamente și competiții. Nu știu ce competiții, pentru că, din câte știu, basketul a cam încheiat. Turneele finale la handbal se țin la Plopeni, la Mioveni, în alte localități. Nu cred că era să spun așa, de dat deoparte o competiție de genul acesta în care publicitatea pe care ți-o faci, mai ales într-un an în care ești capitala tineretului, competiție la care participă reprezentantele a 6 județe, 7 județe, și la nivel înalt. Deci, având toate obiectiv promovare în Liga Florilor, adică în prima divizie a handbalului românesc, nu știu, nu pot să cataloghez. Este un lucru care, din punctul meu de vedere, trebuia onorat. Asta a fost singura solicitare care am făcut-o. Toate cheltuielile le suporta clubul nostru. Nu știu, îmi vine greu să Practic, înțeleg. nu este vorba de închirierea acestei săli gratuit. Nu, sub nicio formă. Totul este contra cost. Și Și toate. reprezenta și un venit pentru CSM. Absolut, absolut. Iar toate cheltuielile erau suportate de clubul nostru.